Bun regăsit la Sănătate cu Prioritate. Astăzi vă rețin atenția cu informații care știu sigur că vă interesează, întrucât țintesc un subiect extrem de discutat în ultimii ani și care ține de modul în care am putea să ne alimentăm cât mai corect. Expresia "suntem ceea ce mâncăm" nu a fost niciodată mai adevărată, având în vedere oferta variată din punct de vedere alimentar, ce are tendința inducerii cumva în eroare a populației în ceea ce privește noțiunea de alimentație sănătoasă. Oare există anumite reguli după care ar trebui să ne creăm meniul zilnic? Există anumite asocieri nefericite ale anumitor produse alimentare, fructe sau legume? Ce alimente ar trebui eliminate din start din alimentația noastră și cu ce să completăm golurile rămase? La ce să fim atenți când cumpărăm anumite produse? La aceste întrebări și la multe altele ne va răspunde astăzi medicul care a venit în platoul emisiunii. Cine este invitatul nostru aflați imediat după ce urmărim un scurt material introductiv, material realizat de colega mea, Ana Maria Sandu. Rămâneți cu noi! Cu toții știm că regimul alimentar trebuie să conțină alimente cât mai diversificate, astfel încât organismul să aibă parte de aportul necesar de vitamine, minerale sau alți nutrienți necesari pentru o dezvoltare sănătoasă și armonioasă. Chiar dacă știm că mâncăm produse sănătoase și corect preparate, este posibil să constatăm din când în când că nu ne simțim pe cât de bine am sperat, ci din contră balonați și greoi. Se întâmplă cel mai probabil nu din cauza alimentelor, ci a felului în care le combinăm. Nutriționiștii recomandă câteva reguli de bază pentru evitarea acestor probleme. Pentru a avea o digestie corectă, alimentele trebuie asociate la aceeași masă în funcție de compoziția lor în nutrienți, proteine, grăsimi, glucide, aciditate. Am revenit, doamnelor și domnilor, vorbim așadar astăzi despre cum să ne alimentăm corect și cum alegem corect alimentele cu dr. Alexandru Popa, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice. Bun revenit la Sănătate cu Prioritate! Bine v-am regăsit și mulțumesc din nou pentru invitație! Îmi place subiectul de astăzi pentru că mă interesează și sunt convinsă că sunt români interesați de cum să-și mai schimbe stilul de viață spre unul mai sănătos, punând ceea ce trebuie pe masă. Știu că este o perioadă în care avem o varietate de fructe, legume pe care să le punem pe masă, sunt ale noastre românești, dar dacă spunem mâncare sănătoasă sau alimentație sănătoasă, ce înseamnă de fapt generic, o definiție așa mai largă? Da, fiindcă despre alimentația sănătoasă am putea să discutăm, cred că, două emisiuni și să nu ne plictisim. Practic, alimentația sănătoasă înseamnă să mâncăm cât mai variat, cât mai diversificat și să consumăm alimente din surse naturale, alimente cât mai puțin procesate. Să evităm pe cât posibil alimentele bogate în carbohidrați și în special în carbohidrați rapizi, adică dulciurile, să evităm alimentele procesate foarte mult, cum sunt produsele semi-preparate, produsele de tip fast food sau produsele prăjite în ulei. Și, după cum am spus, avem o alimentație cât mai diversificată, fiindcă asta e o mare problemă în general, faptul că oamenii nu mănâncă variat, mănâncă cam același lucru. Iar dacă ar fi să dau niște reguli generale pentru alimentația echilibrată sau alimentația sănătoasă, ar trebui să avem un număr constant de mese pe zi. Nu e obligatoriu să avem 3 mese sau 5 mese pe zi. Putem să avem 2 mese, 3, 4, 5, chiar 5 mese mici pe zi. Însă ar fi bine să fie consumate cam la aceeași oră în timpul zilei. Să nu luăm micul dejun astăzi la 9 dimineața, mâine la 11, poi mâine la 7 dimineața. Deci mesele fixe sunt... Să fie la ore cât se poate de fixe. Acum, dacă se depășește cu 5 minute în sus sau în jos, nu se întâmplă nimic. Însă pentru alimentație corectă și pentru a obișnui tubul digestiv într-un anume fel, e recomandat să fie la ore fixe aceste mese. Ultima masă a zilei să fie cu cel puțin 4 ore înainte de culcare, ca să avem timp să utilizăm caloriile pe care le consumăm. Să mâncăm mai bine în prima parte a zilei și mai puțin în a doua parte a zilei. În general se întâmplă invers, majoritatea oamenilor consumă mai mult de jumătate din calorii în a doua parte a zilei.
Și să avem și pauze între mese, adică să nu ciugulim, să nu ronțăim tot timpul pe parcursul zilei. În plus, cei 2 litri de apă minim sunt obligatorii, indiferent de vârstă și de nivelul de activitate fizică. Minim 2 litri de apă recomand pentru absolut orice persoană, iar pentru un stil de viață sănătos și pentru a ne îmbunătăți sau a ne menține silueta în cazul celor care nu au probleme cu greutatea, cel puțin 30 de minute de mișcare pe zi ar trebui să fie o regulă. Pare așa un program strict pentru o perioadă extrem de scurtă de timp, poate în vacanță sau când nu ne intersectăm cu jobul, cu poate, aș spune eu, haosul din viața noastră a bucureștenilor sau a orășenilor, a oamenilor extrem de ocupați care abia au timp să-și ia micul dejun și de aceea greșesc cu masa de seară. Și apropo de greșeli, puteți să ne spuneți care sunt cele mai frecvente, cele mai flagrante sau frecvente greșeli alimentare pe care le fac oamenii? Nu știu că pot să fac un top concret al greșelilor, însă printre cele mai frecvente ar fi absența micului dejun. Asta e o problemă generală. Foarte multă lume sare peste micul dejun și caloriile se consumă preferențial sau prioritar în a doua parte a zilei, ceea ce nu e bine deloc, fiindcă în a doua parte a zilei metabolismul tinde să scadă și acestea nu mai sunt utilizate în mod eficient și se depun sub formă de depozite subcutanate sau la nivelul ficatului și apare steatoza hepatică, ficatul gras care încetinește ulterior toate metabolismele și predispune mai mult spre îngrășare și spre apariția altor patologii. Apoi mâncatul pe fugă, ciugulitul, iau un covrig, un iaurt și îl mănânc în drum spre muncă pe fugă, nu este foarte bun, trebuie să acordăm un pic de timp alimentației. Sunt și variante sănătoase de a mânca pe drum sau în oraș sau în deplasare, însă trebuie să acordăm măcar un sfert de oră unei mese. Faptul că nu se consumă suficiente legume și fructe, la fel, e o problemă generală. Mâncăm carnea, mâncăm alimentele prăjite, mâncăm dulciurile și nu prea mâncăm legume, nu mâncăm fructe suficiente. Faptul că nu este suficient de diversificat meniul, aș mai adăuga ca o greșeală frecventă pe care o întâlnesc. Se obișnuiește fiecare să mănânce același fel sau aceleași două feluri în mod constant și nu diversifică deloc ceea ce mănâncă. Astfel, chiar dacă meniul, cel puțin teoretic, este alcătuit bine și corect, nu am cum să-mi iau toate vitaminele, toate mineralele de care am nevoie, plus proteine, grăsimi, carbohidrați din surse diferite, ca să-mi asigur tot necesarul. Și bineînțeles, poate că asta trebuie să pun pe primul loc, după absența micului dejun, consumul de dulciuri și consumul de alimente fast food în exces. Rănțăitul, ciugulitul pe parcursul întregii zile, fiindcă dacă am rănțăit salată, n-ar mai fi atât de multe probleme cu greutatea. Corect. Mă gândeam la felurile de mâncare pe care le au românii și le pun pe masă constant. Este bine cunoscută și tradiționala ciorbă sau supă, da, care n-ar fi neapărat rea dacă conține chiar legume. E recomandată. Cum e făcută. Exact. Și ar fi mâncarea de cartofi și pilaful. Cât de bine să pui aceste două meniuri sau aceste două feluri de mâncare pe masă constant, o să aflăm pe parcursul acestei ediții. Da. Dacă e să ne oprim la alimentele pe care le cumpărăm, fie că vorbim de fructe, legume, carne și toate celelalte, cum alegem inteligent? Există un anumit sistem prin care am putea să alegem corect sau inteligent alimentele pe care le cumpărăm? O variantă 100% corectă, nu știu dacă reușim să avem, adică nu pot să am siguranța că tot ce aleg e perfect și nu o să n-are niciun fel de nicio urmă de îndoială. Însă putem să facem niște alegeri mai sigure, mai sănătoase. În primul rând, dacă alegem produse ambalate, e bine să ne uităm pe etichetă și să ne uităm întâi la conținutul caloric, să vedem ce energie, adică ce cantitate de calorii are acel produs și să încercăm să alegem variantele mai puțin calorice din mai multe produse similare.
Și apoi să citim lista de ingrediente. Dacă avem impresia că ne uităm într-o carte de chimie, atunci clar nu e un aliment bun, să alegem un aliment cu mai puține aditivi, mai puțini coloranți sau ideal fără coloranți. Deci un produs mai curat, cu ingrediente pe care să le cunoaștem. Apoi, termenul de valabilitate al unui produs ne poate da informații despre calitatea lui. De exemplu, dacă avem 3 tipuri de iaurt și unul este valabil 10 zile, să zicem, altul e valabil 45 de zile, clar, cel care e valabil 10 zile este mai sănătos, deoarece cel cu un termen mai mare, cel mai probabil are aditivi, conservanți, nu neapărat naturali și sănătoși, care să-l mențină mai bun. Și așa, sau, din observațiile mele, am văzut că un iaurt care expiră în 10 zile sau mai puțin, are un gust destul de bun și după 15 zile. Aici e posibil să reziste. Riscul alegerii. Bine, poate cu iaurtul n-a fost cel mai bun exemplu, însă cu pâinea e cel mai bun exemplu. Pâinea proaspătă pe care o luăm are termen de valabilitate 24 de ore. Pâinea ambalată cât de cât bună, cât de cât sănătoasă, are termen de valabilitate cam 3-4 zile de la data producerii. Avem și pâine și căutăm în supermarket, nu e nevoie să dau exemplu, care are termen de valabilitate 20 sau 30 de zile. Și culmea este că și după o lună este la fel de gustoasă și la fel de arătoasă ca în momentul în care am cumpărat-o, ceea ce clar nu este în regulă. Deci și acesta poate fi un criteriu de alegere mai sănătoasă a alimentelor. Dacă ar fi să alegem o pâine sănătoasă, cum ar trebui să arate ea? Nu știu, să fie mai... Românii sunt cumpărau cel puțin într-o vreme franzele. Până... Și acum se și caută acum și se vând bine. Dar ce au franzelele în mod deosebit de nu sunt recomandate, cel puțin? Franzelele și pâinea albă în general, pâinea făcută doar din miezul bobului de grâu, nu din tot bobul de grâu, se asimilează foarte repede, foarte ușor. Are un indice glicemic foarte mare, crește glicemia foarte repede, iar organismul, ca să scadă această glicemie, va produce o cantitate mai mare de insulină, care are efect de depunere mai ușoară, mai rapidă a grăsimii sub formă de depozite. Deci, în primul rând, ne poate îngrășa mai ușor și poate crește și riscul de diabet zaharat. Pâinea integrală sau pâinea de secară, pâinea care se conține tărâțe sau care conține semințe, are un indice glicemic mult mai mic, deoarece tărâțele acelea sunt bogate în fibre, la fel și semințele, și absorpția pâinii este mult încetinită. Și atunci luăm aproape aceeași cantitate de energie, însă într-un timp mai lung. Dacă la pâinea albă se absorbe, să zicem, în funcție de produs, în 2 ore din momentul din care a ajuns, din momentul în care a depășit stomacul, la pâinea integrală poate se absorbe în 3-4 ore aceeași cantitate de energie și organismul o poate folosi mai eficient. Corpul nu are capacitatea de a păstra energia pe care o luăm într-un interval scurt de timp pentru mai încolo. Folosește ce are nevoie în momentul acesta, după care restul e transformat în depozite care se depun fie la nivelul ficatului, fie la nivelul țesutului subcutanat inestetic. Și așa creștem în greutate. Am observat de-a lungul timpului că această franzelă, sau, mă rog, pâinea de tip franzelă și derivatele ei, sunt foarte pufoase, dacă le strângi franzela în mână, ea se face așa ca un minge pe care poți să o ții în mână foarte ușor. Deci sunt extrem de pufoase. Poate că e un criteriu de alegere în cât de grea este o pâine până la urmă, cât de densă poate. Da, asta îi dă cumva și gustul plăcut și textura plăcută și de aceea este atât de agreată și atât de preferată de către români în special. Aici, legat de cât de pufoasă e pâinea, aș vrea să fac o comparație cu pâinea așa zis neagră. Deci, teoretic, pâinea neagră, care e făcută doar din doar din tărâțe, nu ar trebui să crească foarte mult. Dacă găsim o pâine neagră care este densă, este micuță și este grea, atunci, da, cel mai probabil este pâine din tărâțe sau cu foarte, foarte puțin miez din bobul de grâu. Dacă, în schimb, găsim o pâine neagră care este cu textura și de consistența unei franzele, e foarte posibil să fie, de fapt, o pâine albă cu colorant sau cu un aditiv care doar să o facă să pară mai sănătoasă și mai neagră.
Ok, am vorbit despre aceste alimente și cum am putea să cumpărăm inteligent pâinea de la magazin, deși poate că inteligent ar fi să facem pâine acasă. Da, mai și să știm ce se pune în ea. Se găsesc la prețuri foarte accesibile aparate care fac pâine. Și cu câteva ingrediente putem să facem o pâine care să fie valabilă 2-3 zile, mult mai gustoasă și mult mai sănătoasă decât cea din comerț. Dar oricum este recomandată pâinea pentru a fi consumată zilnic? Poate fi consumată zilnic, dar nu la fiecare masă și nu în cantitățile pe care le aud de cele mai multe ori. Adică nu orice, că în România orice se mănâncă cu pâine. Exact. Până și pilaful. Inclusiv macaroanele am auzit că se mai consumă cu pâine și am întâlnit pacienți care mi-au spus că ei la fiecare masă mănâncă cel puțin jumătate de pâine. Nu, ca o recomandare, acum fiecare recomandare nutrițională se individualizează. Într-un fel și o anumită cantitate poate să mănânce o persoană normoponderală de 1,60 m și 50 de kilograme, altfel mănâncă cineva de 1,80 m și 80 de kilograme. Însă nu aș recomanda pâinea la fiecare masă. Nu aș recomanda-o în asociație cu alți carbohidrați, în asociere cu alți carbohidrați, cu cartoful, de exemplu, sau cu orezul, sau cu pastele, sau cu mămăliga, și nu o recomand în general la masa de seară. Iar cantitativ, 4-5 feliuțe pe zi zic că este suficient, deci undeva în jur de 80, maxim 120 de grame. Aici mă refer în special la alimentația omului obișnuit, în cazul sportivilor sau în cazul celor care au avut, să zicem, un episod infecțios și au scăzut mult în greutate și vor să recupereze, atunci se poate mânca mai un pic mai multă. Însă în niciun caz jumătate de pâine la fiecare masă. Cât despre cei care se luptă cu kilogramele, bănuiesc aici. Cei care se luptă cu kilogramele pot și ei să consume pâine. La fel, ăsta este un mit legat de diete. Dacă intru la dietă, nu o să mai am voie pâine. Nu se poate consuma pâine, însă pâine integrală și în prima parte a zilei, maxim 50 de grame la o masă. Cel puțin așa recomand eu. Dacă ne uităm așa în vârful piramidei alimentelor de consumat, pâinea se află în topul alimentelor care se consumă mai puțin, care ar trebui consumată mai puțin? Dacă ne luăm după piramida, acea faimoasă piramida alimentară, pâinea și produsele cerealiere sunt cumva la baza piramidei, adică ar trebui consumate frecvent, însă nu în cantități mari. Și pâinea o luăm cumva la comun cu celelalte produse cerealiere. E că mult mai bine să mănânc un bol de cereale integrale decât să mănânc 4 felii de pâine la o masă sau 5 felii de pâine sau pâine la fiecare masă. Dar dacă ar fi să facem o ierarhie generală, da, ar fi bine să o mâncăm mai rar sau să nu mâncăm porții mari. Dacă e să vorbim despre cereale, că tot ați pomenit de aceste cereale, poate și uleiurile vegetale intră în categoria asta, în categoria lucrurilor pe care le putem cumpăra inteligent. Da. Cum alegem cerealele? Ce ar trebui să știm sau ce ar trebui să cumpărăm? Cereale integrale? Da, ar trebui să alegem fulgi de ovăz sau de orz sau de secară sau de porumb sau de grâu neîndulciți. În general, pungile acelea care nu sunt atât de atrăgătoare, care nu sunt colorate, care pur și simplu sunt o punguță transparentă sau într-o singură culoare, exact, sunt cele de preferat. Cele care arată frumos, bine, nu dăm nume acum, dar știm, cele pe care le preferă copiii în general. Nu sunt recomandate, nu sunt atât de sănătoase, fiindcă au zahăr adăugat și nu au o cantitate suficientă de fibre. Și practic mâncăm un zahăr mai, hai să zic, un pic diluat în... Dar au foarte multe cârlige de genul, au vitamine, vitamina cutare și pare că promite ceva pentru copil. Păi, orice produs trebuie să se marketeze într-un fel, să promoveze într-un fel. Sunt îmbogățite, într-adevăr, pot fi îmbogățite cu diverse vitamine sau cu minerale, însă principala sursă de vitamine și de minerale rămân fructele și legumele și de acolo ar trebui să ne luăm majoritatea
acestor microelemente, nu din niște cereale care oricum, dacă ne uităm pe etichetă, dar într-un punct unde nu se vede, este recomandat și gramajul pentru porție. Și o porție, în general, are 30, 45, maxim 60 de grame, ceea ce este mai puțin decât se consumă în general. Și acea porție micuță clar nu va acoperi necesarul de vitamine și minerale. Însă trebuie să se vândă, să se marketeze într-un fel. De aceea noi trebuie să cumpărăm inteligent, indiferent de exact, felul să luăm în cereale care integrale sunt și foarte important promovate. Cereale simple. Eu nu prea recomand cerealele de tip musli care au fructe uscate sau, mă rog, fructe deshidratate sau de confiate, deoarece acele fructe deshidratate au un conținut mare de zahăr. Nu mai au fibre, deci nu mai au un conținut bogat de fibre și au o cantitate mare de zahăr într-un volum mic. Și de cele mai multe ori sunt fructe confiate, nu fructe uscate și atât, fiindcă pentru a fi gustoase și pentru a rezista în același ambalaj împreună cu cerealele, sunt trase într-o peliculă de sirop ca să stea bine la locul lor. V-am zis, mai ales merișoarele, de exemplu, e foarte greu să găsim merișoare care să nu fi fost confiate. Și atunci mai bine luăm cerealele simple și folosim niște fructe proaspete. Gustul poate fi similar, putem să folosim cantități mai mari de fructe și avem și mai multe fibre și mult mai multe vitamine. În fructele uscate sau confiate nu mai găsim cine știe ce vitamine sau minerale. Asta înseamnă că trebuie să asociem cerealelor integrale, cărora le adăugăm și fructe, un lapte vegetal. Căci cu laptele de vacă s-ar putea să nu meargă fructele atât de bine. Acum depinde de toleranța fiecăruia. Sau putem să asociem iaurt, sau putem să asociem chefir, care este bogat în probiotice. Depinde de toleranța fiecăruia. Dacă punem fructe de pădure, da, s-ar putea să nu meargă cu laptele de vacă. Dacă folosim o jumătate de banană, s-ar putea să meargă. Depinde și cât lapte se folosește. Dacă facem un bol de cereale în care punem mult lapte și două linguri de cereale, atunci, da, clar, nu vor conviețui bine fructele cu laptele. În schimb, dacă punem lapte cât să dăm un gust și să se moaie cerealele, atunci dacă adăugăm un pic de banană, nu e niciun fel de problemă. Cum alegem produsele lactate? Că tot am ajuns la capitolul acesta. Ne-ați spus mai devreme despre valabilitate, termen de valabilitate. Aici lucrurile sunt clare. Dar mai departe, ce fel de iaurturi alegem? Grase? Mai puțin grase. Aici cu produsele lactate e un punct sensibil, fiindcă sunt preferatele mele. Îmi plac foarte mult lactatele și e o provocare, într-adevăr, să le alegem pe cele mai sănătoase sau pe cele mai bune. E bine să alegem produsele semidegresate, deci nici pe acelea cu grăsime integrală, nici pe acelea cu 0,1%, 0%, 0,1%, deoarece acelea au amidon în loc de grăsime, nu sunt deloc sățioase și nu au un efect prea bun asupra glicemiei. Deci pe cele semidegresate ar fi de preferat să le cumpărăm. La iaurturi, grăsimea recomandată undeva între 2-4%, cam acesta este procentul după care trebuie să ne uităm. La brânzatele mea, undeva între 16-20%, la cașcaval până la 20-22%, în cazul brânzei de vaci cam până la 5-6%. Deci cam astea sunt recomandările și ar fi bine de principiu să alegem produsele light, nu cele extrem light cu 0%, dar cele semidegresate. Deoarece lactatele conțin, și brânzeturile în special, au o cantitate mare de grăsime. Sunt calorice, deci ne putem îngrășa foarte bine cu brânzeturi și au o particularitate, spre deosebire de alte grăsimi, sunt foarte aterogene, adică se depun foarte, foarte ușor pe vasele de sânge și pot contribui la apariția evenimentelor ischemice, la apariția infarctului, accidentului vascular cerebral, îngustează vasele de sânge, deci nu sunt niște alimente foarte prietenoase dacă le mâncăm în forma integrală. Mitul acela acum că iau brânză pură, brânză integrală, lapte integral, că e mai sănătos, nu se aplică în cazul acestora. Și cât de recomandate sunt pentru mesele noastre? În ce cantitate? Cât de des sau cât de rar ar trebui să apară produsele lactate pe mesele noastre? Pot fi consumate zilnic. Sunt bogate în calciu, sunt sățioase, sunt bogate în proteine, sunt o sursă foarte bună de proteine.
Însă, deci le putem, nu e o limită, nu pot să spun că le mâncăm o dată pe săptămână sau de 5 ori pe săptămână, pot fi consumate zilnic, însă recomandarea ar fi să nu fie la fiecare masă și, cum am spus, să alegem variantele semi-degresate. Dacă vrem cumva să alegem cei mai sănătoși din produsele lactate, aș recomanda chefirul, deoarece are o sursă, este o sursă foarte bună de probiotice naturale. De practic ajută la refacerea florei intestinale și ajută digestia. Iar din lactatele mai tari, din prânzeturi, aș recomanda urda. Urda este singura care nu are un efect aterogen atât de pronunțat precum brânza telemea clasică sau cașcavalul. Iar ca proveniență, brânza de vacă sau brânza de capră o să primeze în fața brânzei de oaie sau a brânzei de bivoliță datorită conținutului ușor mai scăzut de grăsime. Deci pentru cei care încă nu vor să renunțe la produsele lactate sau să devină vegetariani, cam acestea sunt regulile de, exact, de consumare sau, da, de zilnic, dar în cantități moderate, semi-degresat, putem să luăm telemea proaspătă. E de preferat să evităm telemea aceea veche, maturată, deoarece are și mai multă sare și nu ajută, mai ales pentru persoanele hipertensive sau cu insuficiență cardiacă și, în general, au mai multe grăsimi. Și cumva să nu facem un obicei din a consuma exclusiv produse lactate. Și la fel o atenționare la acele delicatese, brânza cu mucegai, brânza brie, brânza roquefort, ar trebui la fel consumate în cantități reduse și acelea ocazional, deoarece sunt mai grase decât media. Bun, este foarte importantă această precizare. Poate că ar trebui să menționăm că ar trebui consumate cât de rar posibil. Cât de rar posibil, la ocazii cât speciale, și să nu facem de 3-4 ori pe săptămână o ocazie din a le consuma. Ce este important să avem pe mesele noastre? De exemplu, dacă ne oprim la nuci și leguminoase, ce ar trebui să cumpărăm sau să avem în stocurile noastre alimentare ca să diversificăm alimentația? Dacă ne referim la nuci sau în general? În general și apoi ne referim și la nuci și celelalte semințe. Am înțeles. În primul rând să avem multe legume. Deci să avem legume din mai multe tipuri de legume și preferabil de culori diferite, să nu mâncăm aceeași culoare când vine vorba de vegetale. Broșii, ardei, castraveți, salată, ceapă, ridichi, acestea cumva ar trebui să fie la fiecare masă și în cantități, spun eu, nelimitate, adică nu e o cantitate neapărat maximă pe care să o consumăm. Ele au foarte multe fibre, au vitamine, au minerale. Bun, dacă cineva mănâncă 2 kg de legume la o masă, atunci da, s-ar putea să fie mult și din punct de vedere caloric și din punct de vedere al plasticității stomacului. Însă legumele ar trebui să fie prezente la toate mesele principale sau măcar la 2 din cele 3 mese principale ale zilei. E clar, românii cred că sunt un pic în urmă la... Un pic codași. Și foarte mulți pacienți, în momentul în care discutăm despre legume, aici nu ne înțelegem. Adică dacă la orarul meselor reușim să ajungem la un consens cu carnea, brânza, ouăle, celelalte produse, reușim să ne înțelegem, la legume încă am de lucru. Nu cu toți pacienții, bineînțeles. Sunt și români, și am constatat cu foarte mare bucurie, sunt și români care consumă foarte multe legume și foarte diversificat, însă mai mult de 50% sunt cam certați cu ele. De exemplu, dacă... Eu știu că salata tradițională care se găsește în orice casă de român este cea de roșii și castraveți. Da. Ceapă și se mai pune ulei și oțet. Acum nu știu dacă e combinația fericită, adică dacă e dressingul potrivit, în loc de oțet, poate că e mai bine să pui un pic de lămâie. Dar e suficient? Adică această salată poate să ne ajute pe noi să spunem că da, într-adevăr, am mâncat legume, suntem sănătoși? Sau chiar ar trebui să mai adăugăm niște ardei capia, o gulie și alte legume?
Pe termen scurt, deci pentru cine nu consumă legume, da, și dacă mănâncă o roșie la fiecare masă, este suficient. Este pentru început, ca un prim pas. Salata pe care ați descris-o, din punct de vedere nutrițional, este echilibrată cu ce trebuie să avem grijă, o cantitatea de ulei. Trebuie să ținem cont că o lingură de ulei are în jur de 100 de calorii și noi dacă luăm oliviera și facem un mic traseu prin salată, s-ar putea ca o salată care în mod normal ar trebui să aibă 100-150 de calorii să ajungă la 400-500 de calorii și să nu ne ajute să ne menținem silueta. Sunt persoane care se îngrașă deoarece consumă foarte mult ulei la fiecare salată sau la fiecare masă sau gătesc cu foarte mult ulei. Din punct de vedere al oțetului, acesta poate fi folosit, nu am o contraindicație pentru el, chiar poate să ajute pe, mă rog, în valori limitate, poate să ajute metabolismul, însă pentru persoanele care au gastrită sau care au hiperaciditate, poate fi irritant, deci ține cumva de toleranța fiecăruia. Și după ce depășim acest moment, mă refer aici la o persoană care nu prea consumă legume, de a adăuga câte o legumă la fiecare masă, e bine să diversificăm. După cum am spus mai devreme, dacă mâncăm același lucru foarte corect, dar repetitiv de la un cap la altul, nu avem cum să luăm vitaminele și mineralele de care avem nevoie pe parcursul unei perioade de timp, că într-o zi, oricât ne-am strădui, oricât ne-am forța, nu cred că reușim să acoperim fix tot ce avem nevoie. Și putem să adăugăm frunze, frunze de salată, frunze de spanac, frunze de rucola, ridichi, ceapă, putem să adăugăm din borcane, mai bine decât din conservă, boabe de fasole, boabe de năut, chiar și linte putem să adăugăm. Trebuie doar să avem imaginație, să fim deschiși sau spre să căutăm rețete, că acum abundă sau internetul de rețete de salate. Exact. Dacă ați menționat uleiul și în cantități mai mici, adică o lingură are, spuneați, 100 de calorii, ce fel de ulei recomandați pentru ulei salate și pentru, în general, să avem în casă? Adică uleiul de floarea soarelui este bun? Da, uleiul de floarea soarelui este bun, uleiul de măsline este bun, uleiul de rapiță este bun. Deci pe acestea le putem folosi, însă recomandarea este să fie folosite crude, să nu gătim în ulei sub nicio formă și, cum am spus, în cantități moderate. Uleiul vegetal are proprietăți benefice asupra sistemului cardiovascular. De exemplu, persoanele care trăiesc în Italia sau în țările care au ieșire spre mare și au culturi de măslini, consumă foarte mult ulei și au o incidență mai scăzută a bolilor cardiovasculare și o speranță de viață mai mare, probabil și datorită faptului că datorită faptului că mănâncă multe salate, însă și pentru că folosesc ulei de măsline pur, extra virgin. Pe primul loc, clar, pe acesta l-aș pune. Nu știu unde găsim în România un ulei de măsline care într-adevăr să fie pur. Nici în Grecia sau în Italia nu știu cât de ușor se găsește, fiindcă nu e profitabil să livrezi un ulei pur. Apoi, uleiul de floarea soarelui este în regulă. Uleiul de rapiță, am spus, este în regulă atâta timp cât este folosit crud. Dacă gătim, și aici avem două direcții. Dacă folosim o lingură de ulei, de exemplu, peste un mușchiuleț de porc pe care l-am pus la cuptor sau peste o friptură pe care am pus-o la cuptor, nu se va întâmpla nimic. În schimb, dacă facem o baie de ulei în care scufundăm cartofii sau șnițelul sau alte produse, acelea vor ieși total nesănătoase și nu ar trebui să facă parte din alimentația nimănui, indiferent de vârstă, de greutate sau de starea de sănătate. Deci fără prăjeli, fără... Dar, apropo, de cartof. Da. Nu, e adevărat. Mm. Când ne grăbim, mai facem un cartof prăjit și greșim. Lamentabil. Intens. Așa. Dar cartoful este atât de prezent în alimentația românului, sub atâtea forme, atâtea rețete, iar românul este foarte liniștit pentru că este doar o legumă, adică este un aliment natural. Și ne bazăm foarte mult. Aveți ceva amendamente față de acest produs?
Parțial afirmațiile sunt corecte, adică da, este un produs natural, este bogat în vitamine, are antioxidanți, are fibre, deci cumva ar fi un produs bun. Problema este că modul în care îl mâncăm și îl gătim nu este de obicei cel mai fericit și nici frecvența cu care îl consumăm. Adică sunt foarte multe familii în care se mănâncă de două ori pe zi cartofi, ceea ce clar nu e în regulă, e mult. Nu aș prăji sub nicio formă cartofii și acum, să fim serioși, în 70% din cazuri probabil cartofii prăjiți sunt preferați, deși logistic și ca timp și ca metodă de preparare se preferă coacerea. E mult mai ușor să faci un cartof copt, pur și simplu îl pui într-o folie sau pe hârtie de copt și îl lași la cuptor 20 de minute, jumătate de oră, 40 de minute în funcție de cât de cum e setată temperatura și aia e, nu mai trebuie să murdărești vasul, să stai, să muzi într-o parte într-alta, sare, uleiul, etc. Așa, deci nu, sub nicio formă nu aș prăji cartoful și la fel un amendament aș avea față de piureul de cartofi. Dacă pur și simplu este un cartof pasat cu niște condimente, poate fi consumat. În schimb, dacă se adaugă unt, că de obicei asta se pune în piure sau mai rău margarină, care e mult mai nocivă decât untul, atunci va... Și lapte. Și lapte, dacă se folosește puțin lapte, nu e o problemă. Dacă se folosește lapte integral de 5%, că avem, cele mai populare sunt de 1,5-3,5%, însă avem și lapte de 5,8% în comerț, atunci, da, aducem niște calorii de care nu avem nevoie. Atâta timp cât mâncăm cartoful fiert sau făcut la cuptor, nu este un aliment rău, însă n-ar trebui să reprezinte însoțitorul zilnic al mesei. Putem să mâncăm orez în loc de cartofi, putem să mâncăm mazăre, putem să mâncăm fasole boabe, putem să mâncăm năut, avem opțiuni cu ce să diversificăm, nu trebuie să fie cartofi în fiecare zi. Da, nu știu de ce se intră în rutina aceasta rețetelor și sunt preferate sau pur și simplu e mai ușor de făcut, însă diversificarea presupune efortul de a crea un meniu nou, poate zi de zi, și totuși din varietatea aceasta de produse, de alimente, fructe, legume, nuci, leguminoase și așa mai departe, putem să facem o masă care să ne ajute și din punctul de vedere al vitaminelor și al nevoilor organismului nostru. Puteți să ne exemplificați cam cât dintr-o farfurie, cât ar trebui să conțină farfuria respectivă, salată, cât felul 2, cât mâncărica pregătită și alte lucruri care se adaugă. O farfurie sănătoasă. Da. Da, dacă ar fi să o împărțim vizual, da, deci pur și simplu vizual, ar trebui cam o treime spre o jumătate să fie reprezentată de proteine. O treime spre un sfert în funcție de necesarul caloric al fiecăruia să fie reprezentat de legume și cealaltă parte de carbohidrați sănătoși, nu carbohidrați rapizi. La carbohidrați rapizi mă refer la pâine albă, la dulciuri, bineînțeles, nu intră într-un fel principal, însă sunt consumate după masă fără niciun fel de reținere. Și, în general, produsele albe, paste albe, orez alb, mai ales dacă sunt fierte foarte mult timp, nu sunt făcute al dente, au o cantitate mai, se descarcă o cantitate mai mare de carbohidrați, se absorb mai repede și se întâmplă fenomenul pe care l-am povestit la începutul emisiunii, cu asimilarea unei cantități mari de energie într-un timp foarte scurt. Deci, raportul cumva caloric ar fi cam de o treime din, sau vizual ar fi cam de o treime din fiecare. Dacă ne gândim că 100 de calorii dintr-un anume produs variază în funcție de acel produs, ar trebui ca măcar 100 de calorii să fie din legume, ceea ce înseamnă undeva între 200 și 400 de grame în funcție de ce legume alegem. Dacă alegem morcov, de exemplu, sau țelină sau sfeclă, atunci cam în 200 de grame avem 100 de calorii. Dacă alegem salată și ardei, cam în 300-350 de grame avem 100 de calorii. Deci cumva cel puțin 100 de calorii să fie din aceste legume.
Iar dacă ne-am raportat la o masă de 600 de calorii, cam 200 de calorii din carbohidrați și restul de 300 de calorii dintr-o sursă de proteine. Fie carne, fie brânzeturi, depinde de preferința fiecăruia. Iar ca asociere, dacă avem foarte multe lucruri în farfurie, nu înseamnă că ne încurcă din punct de vedere al kilogramelor sau poate al caloriilor? Depinde de cantitate, fiindcă dacă avem câte puțin din fiecare, dacă avem 30 de grame de brânză, 60 de grame de carne, două linguri de orez sau echivalentul unui cartof mic, atunci nu ar trebui să ne încurce. Asta ține foarte mult și de toleranța fiecăruia și de felul în care asimilează și place să combine alimentele. Însă, în general, cu cât avem mai multe alimente, cu atât avem tendința să mâncăm mai mult, fiindcă întâlnim gusturi diferite, texturi diferite, ne dăm seama că era bun un anumit ingredient și mai luăm un picuț și în felul acesta creștem aportul caloric. Clar, pentru scăderea în greutate e bine ca mesele să fie simple, adică să aibă 2, 3, maxim 4 ingrediente. Pentru menținerea greutății pot fi mai complexe un pic. Când mâncăm fructele, pentru că timpul nostru ne zorește extraordinar de tare, iar subiectul este atât de interesant, când se mănâncă fructele? E și asta o întrebare des primită. Zilnic, în primul rând, să nu treacă o zi fără să consumăm măcar o porție de fructe. Pot fi mâncate înainte de masă sau recomandarea ar fi să nu fie mâncate imediat după masă, fiindcă pot încetini digestia. Alimentele încep să fermenteze în stomac, cele consumate în timpul mesei, și apare un ușor disconfort, apare balonare. Deci cumva ar trebui să fie consumate înainte de masă sau la distanță de măcar jumătate de oră după masă. Și mai ales persoanelor care vor să scadă în greutate, nu le recomand să consume fructe după ora 16, fiindcă fructele au un conținut măricel de carbohidrați și pot încurca scăderea în greutate. Însă, minim o porție, recomandat ar fi măcar 2 porții de fructe pe zi, în prima parte a zilei cu prioritate, și de evitat cumva să fie consumate ca un desert imediat după masă. Însă dacă omul tolerează și nu are niciun fel de problemă, niciun fel de disconfort din punctul ăsta de vedere, poate mânca după masă un fruct. Nu... Dar din punctul de vedere al asocierii alimentelor, dacă omul a mâncat legume la masa respectivă destul de multe și apoi aducem fructele împreună, ar fi bine să facem o mică pauză, fiindcă sunt toate produsele sunt bogate în fibre și se umple foarte mult stomacul. Stomacul este un organ plastic, se poate dilata și în felul acesta putem să creăm premizele de a obișnui stomacul cu o cantitate mai mare de mâncare, și atunci când nu mai avem la îndemână suficiente legume, suficiente fructe, mâncăm multe produse mult mai bogate în calorii care să ne îngrașe. Cât despre sucuri? Știu că sunt pe placul tuturor și ne gândim că sucul este o sursă foarte bună de vitamine, mai ales că îngrămădim acolo un măr, o portocală, poate punem și un pic de țelină și un pic de sfeclă roșie, deja avem legume, fructe împreună într-un suc. Cât de sănătoase sunt până la urmă, dacă nu ne afectează într-un fel stomacul, ne irită, nu ne irită asocierea aceasta? Din punct de vedere al stomacului, la fel ține de toleranța fiecăruia. Deci, teoretic, un stomac sănătos nu ar trebui să fie iritat de consumul acestor produse. Dar să nu-l stricăm dacă tot e sănătos. Să nu-l stricăm, corect. Deci, strict din punct de vedere digestiv, ține de individ. E clar că nu recomand o masă alcătuită din sucuri sau, mă rog, un super juice din acesta, exact cum ați spus, cu fructe, cu legume, cu care aparent e foarte sănătos. Nu-l recomand unei persoane sănătoase care are tubul digestiv integru, care are dinți, care poate să mestece și care nu are o problemă de digestie sau de absorpție. Deoarece noi am fost concepuți și proiectați să consumăm alimentele în forma lor inițială. Mă refer aici în special la fructe și la legume. Noi dacă facem un suc din ele, o să luăm într-adevăr o cantitate mare de vitamine cumva concentrate, însă o să aruncăm pulpa.
Și dacă aruncăm pulpa, pierdem fibrele, pierdem o parte din antioxidant și o parte din vitamine și minerale din pulpă. Dacă facem un smoothie și folosim și pulpa produsului respectiv, într-adevăr asimilăm mai multe vitamine, mai multe minerale, însă luăm și o cantitate mare de zahăr într-un timp foarte scurt. Și atunci se va întâmpla acel fenomen de acumulare foarte mare de energie într-un timp foarte scurt, cu care corpul nu are ce să facă. O va transforma în grăsime, care se va depune fie sub formă de burtică sau de colăcei, fie sub formă de steatoză hepatică și stomacul va cere din nou ceva de mâncare. Deci este o capcană asta cu folosirea smoothie-urilor foarte des sau a sucurilor? Este o capcană. Da, e o capcană, nu sunt total interzise, pot fi consumate de sportivi înainte de antrenament sau după antrenament, ca un pre-workout sau post-workout. Și pot fi consumate, însă cu condiția să aibă o densitate calorică mai mică. Să nu, de exemplu, putem să facem un smoothie cu lapte, banană și puțin cacao. Acela poate fi ok. La fel, dacă la o masă consumăm doar acel smoothie, nu va ține de foame, fiindcă se va absorbi foarte repede. În schimb, dacă adăugăm o porție de 20-30 de grame de nuci sau de migdale sau de alune, acele având o structură lipidică vor ține de foame și vor încetini absorpția produsului consumat. Însă fructele, sucurile astea de fructe pure nu le recomand. Dacă ne uităm pe etichetă și nu neapărat pe etichetă, dacă stăm să cuantificăm, să calculăm, o să observăm că au aceeași cantitate de zahăr precum sucurile clasice, să zic, din comerț și nu sunt bune nici pentru scăderea în greutate și nici pentru menținerea siluetei. N-am epuizat nici jumătate din întrebările pe care le aveam și a fost foarte intensă și interesantă discuția noastră. Mai avem 3 minute. Da. Ce vreau să întreb și să discutăm așa pe scurt în cele 3 minute? De exemplu, putem alege fructe și legume ca să știm sigur că ne-am luat cam diversificat, că avem nutrienți diferiți, vitamine diferite din fructe și legume diferite. Putem să le alegem și în funcție de culoare? Culoarea să ne dea nouă posibilitatea, adică să ne ajute pe noi să gândim în felul acesta. Dacă am luat astăzi verde, înseamnă că am mai mult fier. Dacă am luat mov, înseamnă că am un alt ingredient care mă ajută. Putem alege și în funcție de culori? Da, culorile ne ajută și culorile ne ajută în special pentru antioxidanții din fructe și din legume. Antioxidanții sunt niște compuși care sunt implicați în menținerea sănătății celulare și sunt niște arme naturale de luptă împotriva tumorilor în special, dar și a altor maladii care sunt cumva impactate de o funcționare anormală a celulelor. Și conținutul de antioxidanți al unui produs este dat de culoarea acestuia. Prin urmare, dacă să zicem că mâncăm roșii la o masă și vrem să facem o salată, cum ați spus mai devreme, luăm roșii care au culoarea roșie. Dacă luăm ardei, nu luăm ardei capia, luăm un ardei verde sau un ardei galben și mai adăugăm un pic o ceapă care este verde sau un bulb de ceapă care este alb și obținem o salată multicoloră, mult mai bună și mult mai bogată în antioxidanți și nutrienți decât dacă am folosit roșie, ardei capia și ceapă roșie, adică exact aceeași culoare. Pe același principiu mergem și cu fructele? Pe același principiu mergem și cu fructele. La fructe recomand pe cât posibil să se consume fructele de sezon. Adică acum nu e o greșeală dacă mâncăm o porție de căpșun și o porție de cireșe în fiecare zi, în detrimentul bananelor sau amerelor pe care le putem consuma tot timpul anului. Cumva cantitatea recomandată de fructe este mai mică decât cantitatea zilnică de legume și e bine să ne bucurăm, mai ales în lunile acestea, iunie, iulie, august, de fructele de sezon, fiindcă în restul timpului avem 3-4 fructe pe care le tot sucim. Și în 50 de secunde, dacă reușim să enumerăm câteva alimente care chiar n-ar trebui să se afle pe mesele noastre. Alimentele prăjite. Dulciurile, în special dulciurile rafinate, prăjiturile, produsele de patiserie, covrigii, merdenelele, brânzoaicele, fiindcă au foarte multe grăsimi au foarte multe grăsimi saturate, foarte, foarte nesănătoase. Sucurile îndulcite cu zahăr, chiar dacă sunt naturale, chiar dacă sunt artificiale, ar trebui să lipsească. Cam acestea în mare și ronțănelele, crănțănelele de care se bucură toată lumea
o greșeală frecventă pe care o întâlnesc și care duce până la urmă la acumularea kilogramelor. Și niciodată? Nu avem voie așa ceva? Nu există niciodată. Nu există o travă, există cantitate otrăvitoare. Deci, din când în când, ocazional, cu asumat și calculat, ne putem bucura de orice dacă într-adevăr ne place. Mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile și sper să ne mai vedem în această formulă în emisiunea Sănătate cu Prioritate, dacă v-a făcut plăcere. Mi-a făcut o reală plăcere și eu sper să ne revedem cât de curând. Doamnelor și domnilor, alături de noi a fost astăzi dr. Alexandru Popa, medic specialist, diabet, nutriție și boli metabolice. Hrăniți-vă inteligent și la greu corpul vă va ajuta. Dacă alegeți cu grijă ce-i dați cățelului să mănânce, pisicii dumneavoastră, copiilor, de ce să vă sabotați tocmai pe dumneavoastră înșivă? Alimentați-vă inteligent și dacă uitați cum se face, căutați această ediție care rămâne în online și mai urmăriți-o odată. Vă mulțumesc pentru că ați făcut asta astăzi și sper să vă fie de folos pentru sănătatea dumneavoastră. Ne revedem mâine la aceeași oră. Numai bine!